stilul de muzică pentru care, care pe mine m-a frământat întotdeauna au fost stilurile consacrate și născute în Statele Unite și mă refer la funk, la soul, jazz și blues și întotdeauna mi-am dorit să pot să ajung în America și să cânt muzica cu cei care au creat-o. Plecat din țară în 1989, bateristul Liviu Pop ar fi făcut același lucru și după Revoluția Română. De atunci a brăzdat America în lung și în lat, iar portretul său se constituie deopotrivă în Jurnalul Românesc al unui muzician emigrant, o trecere în revistă din perspectiva sa a istoriei muzicii tradiționale americane, desantate în România anual de rarisimul festival de blues de la Sighișoara. Interesant este și proiectul său solistic experimentat în ultimul an, dar până acolo să dezlușim începutul poveștii, cu cântec. A fost puțin o aventură pentru mine ca să fiu acceptat de părinți, deși părinții mei m-au susținut întotdeauna cu muzica, dar la început au crezut că ar trebui să fac muzică clasică, pentru că chiar îmi plăcea de mic copil muzica clasică, dar până la urmă am descoperit că îmi place foarte mult energia tobelor și cred că am început să bat la tobe pe la 15 ani, cam așa. Deci, relativ târziu, comparat cu alți tineri la ora actuală în lume, care încep tobele de la o vârstă fragedă. Dar întotdeauna am zis că nu contează atunci când încep, ci contează pasiunea și dedicația și, bineînțeles, talentul. La mijlocul anilor 80, Liviu ajunge să cânte cu Krypton, o trupă New Wave care făcea valuri atât prin noutatea stilului în rockul românesc, cât și, la un moment dat, prin solistul colaborator Ioan Lucian Mihalea, mentorul grupului Coral Song. El a fost și cel care i-a înlesnit ambițiosului toboșar obținerea unei săli de repetiții la Casa de Cultură a Studenților din București. Am cântat unele din trupele cu care am cântat, a fost Columna, cu care am cântat pe vremuri la faimosul Bar Nord. Acolo, bineînțeles, că am avut ocazia să acompaniez soliști care sunt de mare renume la ora actuală. Pe atunci aveau o oarecare recunoaștere pe scena muzicală, dar nu erau atât de cunoscuți cum sunt acum. Am cântat cu formația Krypton la început, la începuturile ei, o formulă diferită. Eugen Mihăiescu era și atunci în trupă, pentru că el a fost cel care a dus această trupă. Diversi muzicieni de jazz, începând, am cântat și cu regretatul Johnny Răducanu. Bineînțeles, am avut colaborări cu Mircea Tiberian, Nicolae Simion, Nicola Simion, pe numele lui mai nou. Și vor fi mulți alții. Știu că am cântat cu Ovidiu Bădilă, Decebal Bădilă, mai puțin cu Decebal, mai mult cu Ovidiu. Din păcate, alt om care trebuie să spunem regretatul, Ovidiu Bădilă. Deși a avut ocazia să colaboreze în ultimii ani 80 cu atâția mari muzicieni români, Pop nu și-a uitat niciodată visul primordial, acela de a ajunge să cânte cu artiști rock și blues originari la ei acasă. Drept care a plecat în America atunci când a primit aprobarea să-și viziteze fratele peste ocean, cu puțin înainte de Revoluția Română. N-a fost ușor la început, trebuie să recunosc. Nimănui nu este ușor în America, mai ales că la început e cam dispare... Ca să zic așa, trebuie să te ocupi de ce faci ca să te întreții și să poți să supraviețuiești. Și atunci muzica în primii ani, deși era tot timpul cu mine, a căpătat un loc posterior, pentru că sunt alte necesități pentru care trebuie să te lupți. Dar apoi încetul cu încetul... Am început din nou să revin asupra muzicii și să am bucuria de a începe să cânt cu diferiți artiști și să îmi dau seama că, de fapt, este posibil. Este posibil atâta timp cât ai această dorință, pentru că este un tărâm foarte greu, ca orice artă. Dar muzica, în special, nu e un tărâm ușor,
cu atât mai mult în America, unde există o concurență foarte mare. Dacă în primul an Liviu a fost mai tot timpul cu gândul la revenirea în România, cu timpul a văzut și jumătatea plină a paharului. Mai întâi în California, unde a locuit 4 ani, apoi mutându-se în Hartford, Connecticut. De atunci când nu este pe drum spre diversele concerte, bateristul locuiește într-un oraș cât se poate de muzical, situat între New York și Boston, adică între cele mai importante scene americane și celebra școală de instrumentiști Berklee. New York și Boston sunt niște orașe fantastice, foarte intense din punct de vedere cultural, și pe undeva, orice, geografic vorbind, între aceste două puncte, centre, metropole uriașe, orice este influențat. Deci sunt aproximativ 2 ore jumate, asta nu înseamnă foarte mult pentru America, și atunci există o influență a acestor două centre către locul care sunt. Și există foarte mulți muzicieni care de fapt locuiesc în Hartford, de fapt există și o școală faimoasă de jazz, Hart School of Music, chiar în Hartford, care dă și acum talente tinere pe scena jazzului din America, și foarte mulți de fapt locuiesc aici și fac naveta când au cântări sau gig-uri la New York sau la Boston, pentru că astea sunt cele două centre. Încă din 1994, Liviu Pop a cântat cu artiști renumiți din toată zona New England, unde de altfel se află stabiliți numeroși români, datorită puternicei polarizări universitare. Iar dacă de muzicieni români nu a prea avut parte, după un deceniu a ales o a doua navetă anuală aparent complicată, SUA România. Așa că echipele TVR l-au putut filma încă din 2005, atunci când apărea în țară cu Chris Toffield Band, printre altele și la primul festival internațional de blues de la Sighișoara. Am avut fantastica șansă să cânt cu faimosul Hubert Sumlin, care a fost chitaristul Howlin' Wolf. Deci am avut chiar un mic tur cu Hubert Sumlin, care nu numai că este genial din punct de vedere al cântării și a fost o influență pentru unii din cei mai mari chitariști din lume la ora actuală, dar a fost și un om, din păcate, și Hubert l-am pierdut și pe el. Nu știu dacă s-a întâmplat acum un an, cred că acum un an a murit Hubert Sumlin. Chris Toffield, care de fapt am venit în România de vreo 3 sau 4 ori, diferite oportunități care au fost la festivaluri sau am făcut chiar tururi prin țară. I've been working overtime on a graveyard ship in a minor lost soul that have been cast adrift. Bruises like my shadow, always right here by my side. I got nowhere left to run, and I'm too damn tired to hide alone. How long is trouble gonna last? Where the bruises come around in circles, and I'm going nowhere back. Un toboșar, el a fost toboșar Sam Lay, dar acum este chitarist și cântă cu vocea, trăiește în Chicago. Și tot așa am avut ocazia să cânt cu el. Încerc să-mi aduc aminte niște nume mai sonore care fac, amintind aceste numere, sper că și cei care se uită la aceste emisiuni se vor identifica cu acești artiști. Bineînțeles, după cum știi, am avut plăcerea să vin la festivalul de la Sighișoara cu câțiva din muzicienii cu care colaborez acolo, începând cu Debbie Davis, o chitaristă remarcabilă în Statele Unite și vocalistă. We'll be right back.
Lucky Peterson, unul din este un artist desăvârșit și el este și chitarist, este și organist, vocalist, toboșar, cântă la toate instrumentele. O forță, este ca un uragan. Întotdeauna când am show-uri cu el, mă pregătesc din timp, pentru că este foarte... E un om care cere foarte mult în scenă, dar show-urile lui sunt de excepție și întotdeauna e o mare plăcere pentru mine să cânt cu el. Ca să ajungi să cânti în America, America este o țară care, din experiența mea, în momentul în care ai o capacitate, în momentul în care ai un talent, este foarte ușor. Dar cel mai important este atunci când ești om, când ai o calitate morală bună, când ai o educație din familie și când ești un... ei înțeleg asta și văd imediat calitățile umane. O altă dimensiune a revenirilor concertistice în țară pentru Liviu Pop a constituit-o mereu proiectul românesc 100%, care îl alătură unui organist din generația următoare, Raul Cușac, grup neconvențional cu claviaturi și tobe, cu mult mai multă libertate decât străvechiul blues. Atât mai mult când cineva vine cu o profesie sau cu anumite capacități tehnice sau artistice, ei încurajează foarte repede. Oamenii, am observat că au atitudinea, este loc sub soare pentru toată lumea. Este foarte frumos și există competiție, pentru că este o societate bazată pe competiție, dar există o competiție frumoasă, o competiție care nu e bazată pe răutate sau... întotdeauna oamenii îți apreciază calitățile. Asta am observat eu și deci competiția există, bineînțeles, că de asta se numește capitalism, societatea respectivă, dar e o competiție totuși care păstrează o balanță și în care omul se poate regăsi. Cumva la valoarea lui, sau poate își descoperă de multe ori valori pe care nu le-a știut, pentru că societatea oferă aceste posibilități.
blow like mountains out of sight. I lie for you if you want me to. I really don't believe that your love is you. I'm told I'm almost ever with the crowd. Well, I feel like this when my baby can't be found. Acum 2 ani am venit cu o cântăreață, o solistă foarte bună și harp player, muzicuțistă, nu? Așa? Diane Blue, tot la festivalul de la Sighișoara, și cu un chitarist de asemenea de excepție din Italia, Roberto Morbioli. Am venit și cu fiul faimosului Larry Coryell. Numele lui este Murali Coryell, dar el cântă blues, spre deosebire de tatăl lui, care este cunoscut pentru excelența sa, excelenta sa prestație în jazz. Let's give the drummer some more time. Come on. Put your hands together now. Good time. Pentru mine e într-un fel o misiune, nu știu dacă o misiune, dar un fel de datorie, fiind român, să împărtășesc din cultura țării adoptive cu țara mea natală. Și sper că artiștii cu care am venit până acum au oferit o anumită inspirație sau bucurie publicului românesc. Sper asta, nu știu. Revenind la experimentele lui, Liviu denotat un prim show de mare succes în țară cu grupul Sure, cu parteneri momentani în vechiul colaborator Raul Cușac, plus Nicu Patoi și Adi Flautistu. Dar iată cel mai avangardist proiect al său, de unul singur, numit Sonic Play, experimentat în ultimele luni, deopotrivă în America și în România. Mi s-a părut foarte interesant, mai ales muzica nouă electronică, care a apărut în ultimii 2 ani, ca să zic așa, 2-3 ani, poate e greu de delimitat. Și mi s-a părut că este o stare foarte interesantă în care m-am regăsit personal, pentru că, încă o dată, poți să faci din muzica asta ceea ce vrei tu. Deci nu este o muzică la care trebuie să înțelegi, nu are un mesaj. După mine este o chestie de formă, este pur și simplu
o energie. Am simțit că aș putea prin prin a aduce instrumentul meu live împreună cu muzica electronică care este în general structurată, pentru că ea nu este neapărat o muzică de improvizație, bineînțeles. Și am zis că aduc organicitatea instrumentului tobe sau baterie împreună cu elementul de improvizație. Am o soție care este deosebită, pentru că, în primul rând, înțelege pasiunea mea și meseria mea, pentru că nu e o meserie ușoară, dar este trup și suflet alături de mine și asta e un mare lucru pentru un muzician. Sper să pot să fac muzică până la adânci bătrâneți și tocmai că e o chestie interesantă ce se va întâmpla cu noi cei care cântăm totuși o muzică mai fizică, ca să zic așa, mai în forță, ce se va întâmpla când ajungem să avem 70-75 de ani. Dar cred că e o generație puțin înaintea mea care deja ne vom uita la ei ce se întâmplă. Și până acum e bine. Sunt oameni încă care au ajuns la 60-70 de ani și sunt niște artiști încă foarte, foarte interesanți și au atâtea de spus. Asta e interesant, acest proiect solo, că într-un fel chiar pot să exprim aproape 100% ceea ce, cel puțin o parte sau un anumit stil din din câteva stiluri care mie îmi plac. Deci asta e bucuria vis-a-vis de acest proiect. Dar da, asta este țelul, aș vrea să pot cânta cât mai mult de acum înainte și cât mai multe experiențe bune, cu artiști buni și cu un public bun, că e foarte important. Publicul este la fel de important sau poate unul din cel mai important ingredient în arta pe care noi o facem, este publicul. De fapt, de ce spun cel mai, poate, este sigur cel mai important. Fără public, noi n-am existat. Deci, ei sunt cei mai importanți, așa că îmi doresc să am parte de un public bun și deschis la tot felul de experimente.